Sunt restricții parțiale și temporare pe calea Lugojului pentru reparații demarate de primăria municipiului Timișoara. Reprezentanții primăriei comunei i au anunțat pe locuitorii localității despre aceste intervenții pentru a alege ruta potrivită. Primăria Timișoara demarează lucrări de reparații pe calea Lugojului, ceea ce va aduce la restricții parțiale de trafic în următoarele două săptămâni. Echipele SDM au început deja intervențiile și vor acționa pe prima bandă de la intersecția cu strada Pădurea Verde, până la intersecția cu strada Victoria din Ghiroda, de acolo și până la sensul giratoriu de la aeroport, reparațiile vor afecta ambele benzi. Pe lângă reparațiile la carosabil, muncitorii vor înlocui și căminele acolo unde este necesar, transmit reprezentanții primăriei Comunei Ghiroda.